Am revenit, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. În platou, alături de mine, fostul director SRI, primul director, de fapt, al Serviciului Român de Informații și țin foarte mult la această titulatură, domnul Virgil Măgureanu, pentru că astăzi vreau să facem ceva ce nu cred că s-a mai făcut public până acum și țin foarte mult la acest efort al meu, al dumneavoastră, pentru istorie, dacă vreți. Pentru istoria alternativă, și anume să înțelegem cum a luat naștere Serviciul Român de Informații, cum a funcționat el în acei ani 90, cum s-a legendarizat el, cum a stabilit cadrul de funcționare, de ce ajutor extern ați avut parte și, cu permisiunea dumneavoastră, să traversăm poate momentele Serviciului Român de Informații până astăzi, care cumva vorbește despre punctul în care noi ca societate am ajuns. De la nevoia de transparență din anii 90, de la mandatul dumneavoastră, de la conferințele purtătorului de cuvânt pe care le ținea pe atunci, de la rapoartele pe care le dădeați Parlamentului, la secretomania de astăzi și la toată ceața care însoțește Serviciul Român de Informații. Pe toate astea aș vrea să le discutăm în măsura în care aveți și dumneavoastră disponibilitate. Așadar, vă mulțumesc, să începem. Și începem cu momentul înființării. Cum a luat naștere? Cum ați fost chemat să puneți bazele Serviciului Român de Informații? Cum v-ați calificat pentru așa ceva? Mai întâi trebuie să precizăm câteva, să facem vorbire despre câteva preliminarii. Da. Mai întâi că pe 30 decembrie 1989 am fost numit consilierul pentru probleme speciale ale președintelui interimar Ion Iliescu. În această calitate răspundeam de relațiile cu armata, de relațiile cu Ministerul de Interne, de relațiile cu aceia care preluaseră temporar conducerea securității. Era, ca să zic așa, legătura cu fosta securitate, o țineam printr-un general de la armată și nu cred că vă scapă. Era un oarecare domn general Logofătul. Nu știu prea bine profilul acestui domn, general locotenent, Logofătul. În schimb, țin minte că armata chiar preluase totul, chiar și arhivele, până și arhivele și toate celelalte, și că deci de la asta s-a plecat. Asta a fost primul moment. Al doilea moment, pe care tot ca preliminar l-aș pomeni aici, a fost că la numai puțină vreme, după numirea generalului Nicolae Militaru ca ministru al apărării în 23 decembrie, numire care s-a dovedit rău inspirată, la puțină vreme s-a produs la propriu o răscoală a statului major al armatei. Și de unde până atunci militarul, abia dacă mai saluta pe câte cineva, nu și pe mine, care îi fusesem, hai să vă preiau termenul care vă place, tovarăși de complot, pe mine nu ezita să mă salute, dar pe ceilalți îi privea cam de sus. Până și pe primul ministru Petre Roman, și pe atunci și el foarte proaspăt în funcția sa. Ei bine, s-a răsculat statul major și nu cred că nu va parvenit, măcar
o parte din cele care au fost documente scrise atunci, s-a făcut o stenogramă a ședinței la care am fost trimis pe data de 5 ianuarie 90 să o conduc la sediul Ministerului Apărării. Și acolo erau toți cei care se ridicaseră împotriva ministrului nou numit. Principala cauză acestei, să zicem, atitudini de revoltă a fost readucerea în posturi de conducere în minister a unor generali care fuseseră excluși chiar în timpul fostului regim și în bună măsură, după cum am dedus, detestați datorită rolului pe care ei l-au avut în conducerea Ministerului Apărării. Lucru pe care l-ați criticat și dumneavoastră în carte. Eu cred că am fost destul de explicit zugrăvind acele momente în carte, reproducând, să zicem așa, chintesența celor discutate acolo. Și cred că am fost un moderator al ședinței aceleia, în sensul că convenisem să discutăm în chip democratic și nu pe o linie de escaladare a revoltei cele întâmplate atunci. A fost o ședință de 6 ore, a fost o ședință în care nimeni n-a avut vreo ezitare să scoată în evidență cele întâmplase și în Ministerul Apărării și abuzurile și excesele de care se făceau vinovați cei împotriva cărora se ivise revolta. Bun, în condițiile acestea, deci, asta a fost întâiul preliminar. După aceea, pe parcursul lui ianuarie, lucrurile s-au precipitat oarecum, întrucât a fost chemat la conducerea, până atunci se numea Direcția de Informații Externe, acum se chema... DIEDA. A venit odată cu noua conducere numită de guvernul, totuși, post-decembrist, generalul Caraman, da, la Serviciu de Informații Externe. Nu cunosc nici astăzi pe baza căror documente fundamentale s-a reconstruit Serviciul de Informații Externe. Dar știu că imediat după aceea la mine s-au prezentat câțiva ofițeri care au primit cu încuvințarea mea, au venit cu o propunere concretă. Haideți să reconstruim pe baza unor documente cât mai aplicate și cât mai motivate, bine motivate, Serviciul de Contrainformații, deci informațiile interne, cum s-ar spune, și de la asta s-a pornit. A durat cam 2 luni. Da, dumneavoastră, cum vedeați ca om care totuși spuneți că ați luptat împotriva vechii ordini, reabilitarea unor ofițeri de securitate și nu doar reabilitarea lor, repunerea niște funcții uriașe? Mai întâi, nu s-a făcut la voia întâmplării. Cu siguranță. Și repunerea în niște funcții, cum le numiți, a fost făcută pe baza unor criterii care atunci au fost considerate ca valabile pentru un punct de plecare într-un nou serviciu. Nu pentru rămânerea lor eternă, că ei în cele din urmă... Biologic n-ai cum să rămâi etern undeva. Nu, îmi permiteți. Vreau de fapt să zic altceva. Că pentru acel moment oamenii care au fost aleși au fost considerați compatibili cu cei care, cu funcțiile care li s-au acordat. Mai întâi,
să ținem cont că un nucleu foarte restrâns, așa, îl pomenesc aici pe general Neagu Cosma, unul dintre cei mai buni contraspioni pe care a avut România, cel puțin așa mi s-a spus mie. Dacă acest lucru este sau nu, el poate fi aprofundat. Dar eu cred că Neagu Cosma era un om de merit. El a fost unul dintre ei. Apoi așa, acel Mihai Stan, care mi-a pus drept condiție și eu n-am văzut de ce să nu fie, primul meu adjunct, de vreme ce el se obligase să conducă grupul care făcea documentarea pentru înființarea noului serviciu. De la ei a plecat și denumirea de SRI, de la ei a plecat și, îmi permit să zic, ideile principale pe baza cărora fusese reconstituite și funcționau în folosul și în lumina intereselor statului român, Serviciul Special de Informații condus mai întâi de Morozov și ulterior de Eugen Cristescu. Îmi permit să zic că mie mi s-a părut lăudabilă și am pomenit-o, desigur, și în carte, lăudabilă o asemenea inițiativă de a reveni la tradițiile românești care au făcut, îmi permit să zic, din serviciile speciale un reazim foarte puternic pentru statul român. Să nu uităm că există destule documente, n-am scris despre ele pentru că nu se mai cuprindea în acel capitol, că există documente destule și pot fi cercetate în arhivă, documentele care arată felul în care serviciile speciale românești, nucleele acestor servicii speciale, au contribuit chiar și la Marea Unire a României și cum au făcut diferiți ofițeri, tineri și ei pe atunci. Tânăr era și mareșalul Antonescu pe acea vreme a Marii Uniri. Și iată cum, plecând de la aceste tradiții, da, am considerat că grupul inițial constituit își merită locul pe care ulterior l-a ocupat. Da, dar încerc să-mi imaginez ce fel de stat construiați pe atunci, domnule, sau care erau intențiile de vreme. Uite, că l-ați dat ca exemplu și noastră, pe unul precum Caraman. Păi, ce raportare puteau să aibă statele membre, NATO, Occidentul, când noi puneam la conducerea serviciului proaspătului renăscut, Serviciul de Informații Externe al României, unul precum Caraman? Ce stat făceam, construiați în acele zile? Mă scuzați. Da. De ce mă adresați mie această întrebare? Că erați acolo. Dacă unde eram acolo? Lângă Iliescu. La SIE nici de cum. Nu, lângă tovarășul. Fusesem. Iliescu. Nu vă fac responsabil de lucrurile astea. Încerc să înțeleg raționamentul din spatele acestor... Nici eu nu vă fac responsabil de ceea ce gândiți când îmi puneți asemenea întrebări. În niciun fel. Sunt responsabil și... de ce gândesc, da. Nu, permiteți. Aș fi zis altfel. Sunt cu totul de acord cu ceea ce gândiți când îmi puneți întrebarea, dar nu mie trebuie să mi-o puneți. Pentru că cei care au hotărât să-l pună pe Caraman... într-adevăr nu s-au orientat prea bine, nu din cauza meritelor pe care, incontestabil, Caraman le-a cam avut în misiunile pe care le-a, pentru care fusese... Pentru regimul ăla, da, da. Nu pentru regimul celălalt, scuzați-mă, Caraman a servit totuși și României prin ceea ce a făcut. Ok. Că... nu-i mai puțin adevărat și trebuie să recunoaștem și acest lucru, că informațiile principale mergeau la Moscova, care nu era tocmai prieten cu Occidentul și cu țările NATO. Dar despre asta discutăm, așa, putem discuta altă dată. Nu aș merge totuși prin a spune că a fost neapărat o greșeală, dar nici o foarte mare realizare, pentru că nu s-au gândit la consecințele care pot să... Care au și fost de altfel. Știți ce mă miră pe mine? În definitiv,
Petre Roman nu odată s-a prezentat, s-a erijat în promotorul unor idei occidentale de prim rang, ideile fundamentale. Foarte bine. Dar atunci pentru ce ai susținut? Pentru că el este autorul moral al acelei numiri al lui... N-ar fi rău să-i puneți o întrebare de acest gen lui atunci. La ce s-a gândit când l-a propus pe Caraman ca șef al SIE? Păi unde a studiat Roman? Păi da, și așa mai departe. Da. Bun, revenind la... Ezită când e întrebat sau nici nu știu dacă mai ultima parte, ultima parte din preliminariile de care vă spuneam se referă la condițiile foarte tulburi în care am evoluat ca stat în primele luni ale lui 1990. Da. Anume faptul că securitatea fusese consemnată în cazerme, că ne aflam într-un vacuum aproape total de informații și că erau destui lucrători ai fostei securități care ar fi fost dispuși să pună la dispoziție informații foarte concrete despre evoluția situației din Ardeal și de la Târgu Mureș în particular. Ei bine, în timpul acesta, general Logofătu îi ținea consemnați în cazărm și n-aveau voie să ia nicio legătură cu nimeni, cu nimeni dintre cei care i-ar fi putut informa, iar general Scrieciu, așa îl chema pe generalul de la Târgu Mureș, îi asigura pe cei de la București și a fost total neadevărat. Scrieciu era șeful garnizoanei Târgu Mureș sau ce alt funcție ocupa el acolo, dar a dezinformat cu nerușinare conducerea de la București că la Târgu Mureș și în împrejurim lucrurile sunt sub control și că nu se va întâmpla nimic deosebit acolo. Și la puțină vreme s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat într-un mod foarte rușinos și de prea puțin bun augur pentru evoluția primului stat democratic de după decembrie 89. În condițiile acestea s-a întâmplat pe o confuzie totală privind informațiile, s-au întâmplat atâtea lucruri încât, de pildă, unii au crezut că statul român se va prăbuși atunci și unii fuseseră chemați și de la diferite organisme de presă internaționale și își luaseră locul cu mult aplomb în lojă acolo ca să poată difuza pe viu ce se întâmplă acolo și cum se prăbușește sub ochii lor la Târgu Mureș, da. Cum se prăbușesc la Târgu Mureș de față cu toată lumea bazele rezistenței statului român. Era o contrafacere nerușinată, statul român nu era în colaps acolo, dar s-a dat de înțeles că aceasta se întâmplă și că e de ajuns un bobârnac precum încăierarea dintre niște creiere prea încinse acolo pentru ca statul român să cedeze. A fost o contrafacere, dar nimeni n-a spus și nimeni n-a negat atunci că statul român se află într-un grav semn de întrebare privind rezistența sa. Uh-huh. Nimeni n-a negat atunci, dimpotrivă, ca apoi... Dar cum s-a văzut momentul? Ca apoi... Domnul Măgureanu, cum s-a văzut momentul Târgu Mureș? Îngăduit să termin fraza. Vă rog, ca vă rog, apoi vă rog. Să se spună cu nonșalanță, păi sigur că n-a fost nimica în legătură cu asta. Dar securitatea a manevrat în așa fel încât să aibă pretext ca să se înființeze. Iată, a reușit să facă o lovitură de teatru și să se grăbească înființarea, reînființarea securității în România. Ceea ce iarăși era o contrafacere. Păi nu era chiar o contrafacere, că Serviciul Român de Informații, cum dumneavoastră mărturisiți, dar și după datele publice și așa mai departe, s-a bazat pe structura vechii securității.
Și asta e... Pe cadrele fostei securități? Asta e echivalent cu reînvierea securității. Da, pentru că oameni cu mentalitate securistoidă au pășit în democrație și au pozat în agenți de inteligență. S-au întâmplat mai multe lucruri. Vă rog, lămuriți-mă, că de asta v-am întrebat. S-au deschis larg porțile noii instituții odată înființate către tineret. Și eșaloane multe de tineri, după cum prea bine știți, au pătruns atunci pentru prima oară în cadrele SRI și au fost imediat școlarizați în sistemul care s-a realizat și el pe parcurs, sistemul de școlarizare, pentru ca ei să poată deveni noi cadre ale SRI-ului. Da, dacă e adevărat că atunci la început, da, și dumneavoastră exagerați dacă spuneți că toți cei care au intrat atunci din fosta securitate aveau, să zicem așa, reflexe securistoide. Parcă așa ați spus, securistoide. N-aveau? Nu toți. Nu toți? Nu toți. Dar cum v-ați asigurat de lucrul ăsta? Foarte greu. Păi tocmai. Foarte greu, pentru că nu toți cei care au... Deci, mai întâi, erau mulți tineri care au fost... Că mulți au fost între timp plecaseră. Așa. Unde? S-a produs prima oară în decembrie 89, s-a produs o anumită epurare, adică mulți au dezertat pur și simplu, s-au trecut în rezervă sau pur și simplu au fugit. Și cei care au rămas doreau să rămână, fără să știe prea bine ce îi așteaptă, dar asta nu înseamnă că toți erau securiști de nerecuperat pentru noul regim. Și apoi, nu puteți dumneavoastră înși vă da niciun exemplu de serviciu secret care se poate înființa de la zero, fără a recurge la cadre de specialitate, da, pentru... o specialitate sau alta, fără a recurge la cadre care fuseseră pregătiți anterior. Bun, dar cum v-ați asigurat dumneavoastră, ca să vă parafrazez, de securiștii buni de recuperat? A fost destul de greu. Mai întâi... Procesul, explicați-mi-l. Au fost mai multe faze ale acestui proces. Mai întâi că li s-a dat... Cei care au răspuns nominal prezent când s-a reînființat, după decretul de reînființare, erau doar o mică parte din cei care alcătuiseră grosul acestei securități altădată. Erau doar o mică parte, ceea ce nu însemna că nu erau destui. La nivelul țării puseseră pe atunci sau fuseseră reținuți încă vreo câteva mii care mai erau din vechile efective. Iar restul, încet, încet, care au venit în următorii, să zicem, 3-4 ani de la data înființării, au putut după aceea să preia pe parcurs și să... Alminteri, prima restructurare serioasă s-a făcut chiar la nivelul conducerii. Nu erau șefi de unități importante, oameni care făcuseră abuzuri sau fuseseră descoperiți că ar fi făcut. Cine s-a ocupat de verificarea cadrelor? Păi, de verificarea cadrelor s-au ocupat niște oameni, unii dintre ei aduși din afară. Că dacă ei s-au verificat între ei? Nu. Ei s-au verificat între ei. Unii dintre ei fuseseră aduși de la alte instituții, cum ar fi chiar de la armată. Mă gândesc. Niște tineri, unii dintre ei, niște tineri care au ajutat la trierea acestor cadre. Da, trebuie să recunosc că și aici am avut surprize neplăcute. Adică? Că multe dintre cadrele venite de la armată n-au corespuns în niciun fel, multe. Și când spun multe, înseamnă că ne-am dat de furcă lucrul ăsta vreo 2 ani de zile, că ei au trebuit să răspundă altor ordine. Altor ordine
și în niciun caz n-aveau experiența necesară pentru primeau ordine să și spele anumite nume și să spele anumite dosare? Și asta v-a încurcat treaba? Nu am ajuns într-o astfel de situație, deși, fie vorba între noi, am avut destule cazuri care ne-au cam feștelit imaginea atunci la început. Mă gândesc la comportamentul celor cu cazul Berevoiești. Mă gândesc la alte lucruri întâmplate tot atunci. Berevoieștiul ce a fost, domnul Măgureanu? Și îmi permiteți să pomenesc ca un blam pentru... Da, stați puțin, trebuie să mai închidem din paranteze și din Târgu Mureș și din Berevoiești, să nu uităm să le închidem. Ce e cu Târgu Mureș? Vă rog. Nu. Până la urmă, eu știu teza dumneavoastră, că ați spus-o și mai devreme. Unii au văzut ca un moment oportun o regie foarte bună pentru revitalizarea vechii securități și necesitatea reînființării aparatului de stat. Aceasta a fost o născocire ordinară din partea unora care cam umblau cu manipulări pe atunci. Dumneavoastră spuneți că nu e așa. Că nu m-ați lăsat să termin ideea. Părea că am expus doar jumătate de idee. Așa. Deci, cum a fost momentul Târgu Mureș, de fapt, domnul Măgureanu, din perspectiva noastră? Momentul Târgu Mureș a fost o... A fost un pericol real? Da și nu. Un pericol pentru bazele statului român, așa cum a fost prezentat atunci. La asta. Nu. A fost. Dar atunci? Dar atunci, în mod sigur, el a fost o manifestare extremistă a celui mai deșanțat naționalism din partea unor elemente cu atitudini care după aceea au fost demascate și îmi permit să zic, unii dintre ei au fost chiar căutați să facă pușcărie pentru faptele comise. Fost o acțiune îndreptată desigur împotriva celor care țineau la ideea de stat român unitar și de idee națională și de unire sub egida unui nou stat democratic și a unor noi valori și așa mai departe. Aceștia au manipulat intens pentru ca acest lucru să nu se împlinească. Uh-huh. Și mulți au chiar sperat că încet, încet destabilizarea va deveni cronică și că statul român se va prăbuși în cele din urmă. Dar ăsta era și pe agenda serviciilor secrete de cine, nu? A fost, puteți să spuneți, puteți să afirmați asta? Serviciile străine nu sunt niciodată, indiferent cât de relaxate ar fi relațiile, nu sunt niciodată servicii prietene. Putem spune că ne bazăm pe o alianță și pe planul serviciilor secrete. Am înțeles. Alianță cu cele mai puternice servicii occidentale. Dar ca să spunem că asta e identică cu servirea intereselor naționale ale României, fără niciun fel de abatere de la niște coduri pe care aceste servicii le promovează și le servesc, aici... Vedeți dumneavoastră, nici nu aveți cum să îmbrățișați una din cele două teze până la capăt, pentru că odată dacă ați recunoaște public că statul român era vulnerabil în acele zile și ar fi riscat o fractură de graniță, asta implica cumva o culpă și a regimului din care făceați parte, că n-a fost capabil să țină țara. Și doi la mână... Dovadă că regimul a reușit în cele din urmă să țină țara și nu s-a întâmplat nimic grav la granițe, în așa fel nimic grav și irecuperabil. Că lucrul acesta poate ar fi putut să aibă și o altă finalitate mult mai gravă, nu e mai puțin adevărat. Ar fi putut avea. Și asta servește tezei înființării Serviciului Român de Informații. Domnule, vedeți? Domnule, e win-win pentru dumneavoastră. Îmi permiteți? Sigur. Deci, apropo de servește tezei, spuneți-mi vreun
alt regim cunoașteți care, fără să-și înființeze un serviciu de informații cât de cât pus pe picioare, poate subzista ca stat? Dați-mi un singur exemplu. Așa e, dar eu pe mine m-au întrebat unii. Eu sunt adeptul teoriei că pe ceva șupre nu poți construi ceva trainic, domnule Măgureanu. Și sigur că da. Mă uit la remarca dumneavoastră și din carte, în care spuneți că ați avut în perioada respectivă ajutor de peste tot, și de la americani, și americanii au fost la momentul respectiv de opinie că, bă, mai lejer cu securiștii, nu faceți cu vechii. Americanii au fost mult mai tranșanți, au spus dați-i pe toți afară și aduceți-i pe stradă, pur și simplu. Da, vă ajutăm și noi. Nu era o soluție? Cu ce ne-ar fi putut ajuta? Nu știu, aici dumneavoastră să-mi răspundeți. Deci, scuzați-mă. Cu instruire, cu logistică, cu know-how, cu... Păi am folosit. Toate acestea au fost folosite. Dovadă că ele au avut priză atunci și de atunci încoace, în continuu, s-a produs această... Bine. Spuneți-mi consolidarea relației. Numeric, câți foști colaboratori de securitate, pe câți foști colaboratori, nu colaboratori, pe câți foști ofițeri ai securității v-ați bazat la înființarea SRI-ului? Cred că atunci erau... o predominanță numerică a acestora. Mii? De ordinul, pe nivelul întregului teritoriu, probabil de ordinul miilor, sigur că da. Și la ce maxim a ajuns SRI-ul la finalul mandatului dumneavoastră? Pentru că avem maxim... Ce, numeric? Da, avem maxima politică devenită celebră a lui Joana, nici noi nu mai știm cât suntem. Ați fost la un moment dat, domnule Măgureanu? Ce, numeric? Da. Iertați-mă dacă ocolesc acest răspuns. Nu am să vi-l dau. Întâi că niciodată n-am știut o cifră anume. Și dacă aș ști-o, nu m-aș grăbi să o fac publică. Dar în niciun caz, atâția cât s-au presupus că ar fi cu zecile de mii, în niciun caz. La momentul acela, dar la momentul de astăzi? La momentul de astăzi ce? Ar fi mai mulți decât în 90? Cine etalează la televizor, să spunem, da, cum stau cu efectivele serviciilor secrete? Păi nu, dar unde ați văzut asta? Nu, domnul Gurean, nu ocoliți, că nu e despre cine etalează. E vorba despre necesitate. Necesitatea ce? A numărului de cadre. Numărul de cadre a fost și el proporțional cu necesitățile unei anume palete de atribuții care trebuiau atunci, sigur, împlinite, îndeplinite. Uh-huh. Niciodată în exces... Mai ales că nici... Păi asta e că ați spus cuvântul pe ei. A apărut un exces, nu știu, hai să zicem, din 2000 încoace. A apărut un exces din partea Serviciului Român de Informații. Din că are mai mult decât încoace? Are nevoie. Ne uităm la bugete, ne uităm la netransparență, la rapoarte și așa mai departe și nu prea înțelege românul pe ce se duc sutele alea de milioane. Că nici nu îi se explică. Pe vremea dumneavoastră aveați un purtător de cuvânt. Da, Nicolae Ulieru. Dom'le, nu știu cum se raporta generația de atunci, dar eu mă uit la cum funcționează SRI-ul de astăzi. Zero conferințe de presă, zero informale, zero rapoarte publice, zero... Și de asta s-a legendarizat foarte mult SRI-ul. Eu nu vă întreb ca să vă fac o culpă, vă întreb ca să înțeleg ce a fost și unde am ajuns? Îmi permit totuși să fac următoarea remarcă. Nu sunt foarte la curent cu ceea ce s-a spus despre efectivele de după 2000 încoace. Numărul celor la care noi am recurs atunci era totuși un număr minim. Mai ales după 91, când s-a produs probabil cea mai masivă epurare operată în serviciu vreodată,
După momentul Berevoiești. Cum a fost acel moment, domnul Gurea? Nu ia povestiți-ne. Momentul acela îl știți prea bine, îl știe toată lumea. Da. Da, că pur și simplu au încălcat grosolan legea, ducându-se să îngroape sub un steril de la Berevoiești, sub un munte, sterilul unui munte din Berevoiești, niște documente, câteva, vreo 20 de tone, cam așa ceva, încălcând flagrant legea și călcând în picioare tot ce însemna statutul de funcționare al noului serviciu. Au făcut-o premeditat pentru a dinamita noua conducere? Așa rezultă acum. Altă deducție nu se poate opera din cele întâmplate atunci. Și plecând de la asta... Cine a pus în scenă? Că erați șef atunci. A încercat să vă lucreze cineva? De la un capăt la altul, de la probabil prima zi de la venirea mea și până la ultima, tot timpul cineva încerca câte ceva. Dar atunci s-a făcut și trecerea legilor serviciului prin Parlament. Cadrul tot legal în de 91, funcționare, da. Cadrul legal, pe baza celor mai credibile documente, documente care au fost elaborate plecând de la cele puse la dispoziție și de americani și de alte servicii occidentale. Cine v-a ajutat la construirea acelui cadru legal? Americanii? Și ei. Britanicii? În principal ei. Și cine altcineva? Eu cred că este suficient dacă spun că partea americană ne-a ajutat. Nu mi-ați dat o informație, eu știam, credeam că îmi dați și mie o informație nouă. Că ce? Cine altcineva ne-a mai... Credeam că îmi dați o informație nouă, că asta cu americanii e mega cunoscută. Păi, este suficient. Mm-hmm. Da. Dar cum au început relațiile cu americanii, cu serviciul, cum au primele punți de legătură după momentul 89? Cum s-a întâmplat? Ei au luat legătura cu noi foarte rapid. În cursul anului 90 am avut primele contacte și cu ambasada și cu alți reprezentanți, unii trimiși din afară, care au ținut legătura tot timpul cu noi. Tot atunci și destul de rapid au venit către noi și italienii, și germanii. Am văzut că și cei de la Moscova au venit destul de rapid și ei. Cei de la Moscova au venit printre primii. Uh-huh. Și n-aș zice că nu ne-a interesat contactul cu ei, pentru că de ceea ce spunea Moscova într-o serie întreagă de lucruri, trebuia să ținem cont, fie și măcar pentru a ne lua măsuri de contracarare a unora dintre cele care s-au întâmplat atunci. Deci cel mai important rol l-au jucat americanii în construcția Serviciului Român de Informații? Că tot mi-ați spus că trebuie să mai nuanțăm, v-aș spune că și nemții au avut relații destul de sistematice și destul de insistente cu noi, cu niște reprezentanți care păreau să aibă mai puțină legătură cu serviciile și totuși aveau. Adică oameni de afaceri? Da, putem să le zicem și așa. Dar care mi-au dat a înțelege că oricând pot să-mi facă legătură la vârf cu serviciile lor. Unde am și fost, adică invitat și... Sigur, cum se face? Cum se face? Deci au venit oameni de afaceri după 90 la dumneavoastră? Au venit, să le zicem, niște atașați, uh-huh, ai ambasadei, care ne-au predat niște documente și ne-au dat a înțelege că atunci când avem nevoie de contacte, putem lua legătura cu ei oricând. Și așa s-a și făcut. Au venit, desigur, în cele din urmă,
și de la francezi, dar primii și cei mai insistenți de la occidentali au fost americanii, desigur englezii. Ce înseamnă insistenți? Hai să zic, mai sistematici în luare de legături și în felul în care se raportau la cele ce aveam noi de făcut și trebuia să ne ajute să le împlinim. Exista o îngrijorare ca lucrurile să n-alunece din nou rapid înspre răsărit și de asta erau insistenți? Îmi permit să zic că nu exista o asemenea îngrijorare, pentru că tot ce s-a întâmplat în anul 89 a fost pe fondul unui mare reflux al sovieticilor de pe... Bine, refluxul putea să fie de suprafață, știți foarte bine, și intențiile să fi rămas, cum s-a dovedit... După cum le vedeți, ele sunt manifeste și astăzi. Păi tocmai. Așa că în niciun caz nu putem spune că dacă ei au declarat anume ceva... Sigur, s-a și întâmplat. S-a și întâmplat. Spuneți, în cum s-a materializat ajutorul americanilor, a englezilor, a francezilor în construcția ce avea să devină SRI? În fel și chip. Mai întâi. Povestiți unui civil, vreau să înțeleg. Cel mai concret a fost că s-au predat documente de primă importanță pe baza cărora un colectiv a putut să formuleze legile de care tocmai am vorbit și care sunt valabile și azi. Da. Da. Am spune americani, englezi, nemți, italieni, francezi, cam aceștia în principal, cam aceștia. Am înțeles, dar concret... Concret, asta a fost oferirea unor documente de bază, unele dintre ele prevederi legislative valabile la ei, care ne-au fost predate nouă și din care ne-am inspirat. Am înțeles. În bună măsură. Dar n-a fost doar atât. Întâlnirile la vârf și semnarea unor documente, unor protocoale, cu aceștia ne-au fost de foarte mare folos, pentru că au servit ca bază pentru viitoarele relații care sunt valabile de asemenea și azi. Și se știe lucrul ăsta. Apoi a mai fost ceva. După câte știu, în ultimul timp, mai ales, s-au făcut diferite aranjamente pentru ca ofițeri de-ai noștri să poată urma studii speciale acolo. Mm-hmm. Studii de specialitate. Dar voiam să vă întreb. Și poate că cel mai important dintre toate este schimbul acesta de informații care le-a folosit, care sunt de, evident de folos reciproc pentru ambele părți. Sigur. Cum au reacționat americanii când nu doar că v-au văzut ezitanți, ci ați refuzat să faceți cum v-au îndemnat? Și anume să construiți un serviciu român de informații de la zero, fără legături cu vechea securitate. Au înțeles argumentele dumneavoastră că nu se poate? Dacă vă amintiți, am mai pomenit despre acest lucru în runda trecută, când le-am spus lor că nici ei, când au pus bazele CIA, de pildă, n-au putut proceda altfel și au încercat chiar să aducă dintre reprezentanții serviciilor secrete ale celui de-al treilea Reich, de pildă. Că de unde știu toate astea? A fost o discuție între mine și cel care era de fapt șeful misiunii pe acest plan și eu i-am spus că datele sunt publice și toată lumea știe că ei s-au folosit de toți specialiștii bine instruiți, aceia care desigur nu fusese regăsiți vinovați de complicitate cu ororile celui de-al treilea Reich. Acum însă, desigur că... Cum a reacționat atașatul responsabil când i-ați dat argumentul ăsta? Nu cred că i-a picat bine. Ambigu. Adică? Ambigu pentru că mult timp a existat suspiciunea că noi putem face joc dublu, că
putem, de pildă, să zicem ca ei și să facem după vechile practici. Și ceea ce sunt convins că s-a făcut într-o măsură. Într-o prea mică măsură, deși am avut, să știți, eu am avut impresia că am făcut un exercițiu de sinceritate spunând că mă consider și eu părtaș la vina celor care au făcut posibile, de pildă, ororile acelea cu mineriadele. Uh-huh. Asta cu e un alt capitol pe care voiam să-l discutăm, dar păi după nu, ce închidem, dar are voiește. Dar are legătură, pentru că, iată, ofițeri ai fostei securități, fără vreo aprobare din partea cuiva, au ținut să fie adevărații ghizi ai celor care au adus minerii atunci în 13-14. Știau primii colaboratori occidentali ai dumneavoastră de angajamentul pe care l-ați semnat cu securitatea? V-ați simțit vulnerabil vreodată, nu, știind că aveți acest angajament în fața colaboratorilor dumneavoastră? Câtuși de puțin. Pentru că acel angajament n-a însemnat nimic. Fie că e credibil, fie că nu, de la semnarea acelui angajament eu n-am mai văzut vreodată pe niciunul dintre cei care m-au determinat atunci, folosind desigur un mic truc ca să semnez angajamentul și neonorând în niciun fel angajamentul acela, n-aveam de ce să mă simt vulnerabil, pentru că îmi repugnă și azi să mă erijez într-un colaborator al unui regim pe care eu l-am detestat și împotriva căruia am făcut gesturi explicite. N-aș fi putut face cele ce, pe care le-am făcut, dacă aș fi fost vinovat de complicități cu fostul regim, în vreun fel. Nu mă gândeam dacă au sau folosit... Sau în vreun fel, nu, care să mă fie avantajat pe mine. Eu nu v-am chemat aici să vă fac o culpă sau alta. Încercam doar să înțeleg raporturile dintre... Dumneavoastră nu puteți să-mi faceți o culpă. Da, nu asta era intenția. Eu doar încercam să înțeleg raporturile dintre dumneavoastră ca primul șef al Serviciului Român de Informații și șefii de agenție sau chiar șefii de servicii străini. Așa. Și asta e, dacă aveați un handicap în trecutul dumneavoastră care vă împiedica... Nu exista niciun handicap. Adică nu vedeați în asta, în angajamentul ăsta, o problemă. Uitasem complet de el. Serios? Atât de important a fost. Și când a devenit o problemă pentru dumneavoastră? N-a devenit niciodată, pentru că în momentul când am aflat că este pe rol să fie făcut public, l-am făcut public. L-ați dat aici, la evenimentul zilei, dosarul dumneavoastră, parcă. Nu cred. Ba da? Nu cred, nu știu. L-ați sunat pe Cristoiu. Într-un fel mi-a sau zis, altul. Mi-a zis domnul Cristoiu. Domnul. Urma să dea România Mare ceva, dosarul dumneavoastră de ofițer și altul, de colaborator, mă rog. Domnul Cristoiu, recunosc că am avut o colaborare bazată pe încredere reciprocă. Păi și nu l-ați dat? Nu l-ați dat aici la evenimentul zilei? Da. Da. Ba da, cum? Dacă a să preîntâmpinați o furtună în altă parte. Și oricine ar fi făcut la fel. Păi nu, clar. Dar când a devenit virgula atunci asta din trecutul dumneavoastră? Când documentul există și că... Da. Ce încercam eu să vă întrebi altceva? Știți cum s-au întâmplat? Ce încercam eu să vă întrebi altceva? Ca în cazul Berevoiești, ați simțit că cineva sapă în trecutul dumneavoastră, nu, ca să vă dinamiteze din, nu, funcție? Nu. Dar cum s-a întâmplat? Păi am aflat de un lucru care nu-mi puteam imagina că se poate întâmpla așa ceva. Vă să zic că eu de cazul Berevoiești am aflat la circa 2 săptămâni după ce documentele au fost înfundate în sterilul acela. Da. Adică la 2 săptămâni, nu la un an, când s-a produs explozia cazului numit Berevoiești. Da. Și în momentul acela am dat ordin, duceți-vă și recuperați toate documentele de acolo. Ce se mai putea recupera? Se putea recupera
tot aproape ce nu cursese la vale prin firul acela, că mi se pare că am mai povestit noi despre asta. Aici nu, cu mine nu, nu. Da, și se putea recupera și se putea face. Eu chiar aveam de gând și am făcut asta, nu odată cu presa, să descoper diferite lucruri care s-au întâmplat în instituție și pe care am convenit cu conducerea de atunci a instituției, ceilalți colaboratori, că putem să o dăm presei. Chiar am făcut o ședință la care am rugat să vină principalii redactori șefi ai întregii prese din România și să-i rog, de câte ori avem un caz care trebuie făcut, adus cât mai repede la cunoștința opiniei publice, de atâtea ori vă rog să facem front comun și să dăm împreună asta. Dar tot n-am înțeles, percepția dumneavoastră a directorului SRI de atunci era că cazul Berevoiești fusese pregătit în interiorul serviciului? Când m-am dus la Parlament atunci, dacă tot mă întrebați, când m-am dus la Parlament atunci, eu am prezentat lucrurile cam așa. Când te duci să vorbești despre servicii și despre jocurile lor, vorbești despre caracterul diabolic, despre caracterul imprevizibil, despre diferitele manevre, desigur, toate nocive pentru o societate sau pentru o parte acelei societăți. Astăzi am venit să vă vorbesc, le spuneam, despre prostia inimaginabilă, despre stupiditatea acestor oameni. Pentru că era o prostie de neimaginat. Era. Da. Dar alimentat totodată, domnule Măgurean. Și așa și depășit momentul. Că ați avut abordarea asta. Dar asta, cazul Berevoiești, a și alimentat, argumentat și pe bună dreptate și toată propaganda anti-SRI, cum că iată ce fac, distrug urmele, vechea securitate, iată la ce grad de psihoză s-a ajuns, de le ard pe-n curs, pe-n... Așa e. Nu e? Adică și ăia, te uitai și băi, le dădeai dreptate că le-a servit-o pe tavă, cum ar veni. Da. Nu? Da. Ei, în sfârșit... Ați simțit atunci că se joacă mandatul dumneavoastră? Iarăși sunt de voi să fac o afirmație riscantă. Nici o clipă pe parcursul celor 7 ani nu m-a interesat chestiunea cu mandatul. Mie mi-era tot una. Discutam câteodată cu Iliescu, având în vedere situația în care mă aflam. Și discutam. Crede că e cazul să plec de aici? Pur și simplu, să consider asta un eșec și să mă dau la o parte? De fiecare dată răspunsul era cam așa. Nu mi-a spus odată, pleacă de acolo. Du-te, dă-ți demisia sau ceva. Continuă să faci pentru că ești singurul care poți împinge lucrurile până la clarificarea lor. Și după Berevoiești tot genul ăsta de abordare a avut? Sigur. Da? Sau mai ales. Uh-huh. Mai ales. Dar v-a cerut clarificări? Păi cum să nu? Nu, în sensul... Dar nu, le-am nu, și... nu. Le-am și... Stați că nu, pare o întrebare idiotă, dar nu e. V-a cerut clarificări în sensul altor clarificări decât le cerea oricum foarte insistent opinia publică? Păi erau cam aceleași. Cam aceleași. Mă iertați, totul era pe fondul unei societăți care își căuta firescul și nu și-l mai găsea. Că au fost și greșeli din partea conducerii, de care nu mă pot desolidariza, indiscutabil, destule greșeli care au pus foarte serios în cauză legitimitatea regimurilor, acelui regim, mă iertați că n-au fost mai multe, acelui regim, legitimitatea acelui regim la începuturile sale și de criza de legitimitate a suferit acel regim până la finalul său din 96. Nu și-a mai găsit
firescul și legitimitatea. Mm. Din cauza asta s-au produs și anumite dizidențe care au apărut în diferite partide, dar despre asta... Data viitoare, și pentru că oricum rămâne un subiect deschis, o să vreau să vorbim despre mineriade, despre ideea care s-a pierdut în ceața anilor 90 a unirii cu Basarabia și cât de concretă a fost această idee. Și aș mai vrea să vorbim și despre evoluția relațiilor SRI-ului cu celelalte servicii românești și cu celelalte servicii străine până la plecarea dumneavoastră în 96 și momentul Constantinescu, că mi se pare important, și decuplarea dumneavoastră de la Ion Iliescu. Și încă o chestiune importantă, dacă veți fi de acord, evoluția serviciilor român pe mai departe, cu precădere în epocă modernă, protocoale secrete, abuzuri. Cum ați văzut dumneavoastră, ca un om care a condus Serviciul Român de Informații atâta timp, în monstrul care a ajuns să se transforme până mai acum câțiva ani de zile? Da, le lăsăm pe toate astea pentru data viitoare, în măsura în care veți fi dispus să le parcurgem împreună. Iertați-mă, eu sunt dispus să vă răspund la orice. Totul este ca tot ce pot eu răspunde să sune cât mai credibil și cât mai aproape de cele întâmplate. Asta îmi doresc și eu. Pe data viitoare, domnul Măgureanu, și dumneavoastră vă urez în continuare să ne urmăriți și, dacă n-ați făcut-o deja, un like, un share, un subscribe. Toate bune!